Orașul Petrila este printre primele din județ în care s-a semnat contractul de finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Redresare și Reziliență privind înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar. Important de menționat este faptul că locuitorii orașului Petrila vor avea posibilitatea de a se debarasa fără plată de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, material plastic, cauciuc, lemne, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri din construcții, precum și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă. Nu trebuie decât să le transporte la acest centru, care le oferă oamenilor posibilitatea de a le arunca civilizat, fără costuri din partea lor.